Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune de vinerea după amiază. Voi începe întâi cu câteva ecouri, răspunsuri, în fapt, la unele nedumerire ale unora care mi s-au adresat. Am fost pur și simplu contrazis, așa, în mod ferm, că spun neadevăruri, că este imposibil să fie adevărat, să fie adevărate toate cele pe care le afirm eu de aici. În primul rând, la unele dintre chestiuni am încercat să vin cu documente, cu antet, cu semnături, cu ștampile, cu materiale, cu documente pe care le poate accesa fiecare, că se află postate pe, sau cel puțin așa trebuie să fie conform legii, postate pe site-ul Camerei Deputaților și Senatului, a Parlamentului României. Toate luările de cuvânt, toate declarațiile politice, toate proiectele de legi inițiate, toate întrebările și interpelările pe adresa primilor miniștri, a ministrilor, a membrilor guvernului, a altor autorități și agenții. Deci, faptul că oamenii unii se îndoiesc este un semn de sănătate, să ne obișnuim să nu mai luăm de bună orice afirmație, orice părere, pentru că așa au reușit unii să zăpăcească de cap și să năucească de-a dreptul opinia publică românească și să o ducă unde le cereau stăpânilor, să-i convingă de una sau de alta că ceva este sigur și eficient, că altceva este super, super bun și în interesul României, și s-a dovedit în timp că nici un lucru mult lăudat nu era sigur și eficient, nici o anumită opțiune care ți-a fost aproape impusă în mod repetat și cu tehnică, bineînțeles, de manipulare maselor, cu știința adevărată, așa, ar fi un semn bun ăsta, că faptul că dacă nu cred tot ce spun eu, e un semn de sănătate socială, ca înseamnă că publicul s-a maturizat și că începe să-și pună întrebări, să nu mai iau otova toate presiunile psihice care se fac asupra mulțimilor. Dar, în ceea ce spun eu, pe de o parte, acolo unde a fost posibil și unde va mai fi, voi veni cu documente sau pur și simplu cu prevederi din legi, din Constituția României, care nu-mi lipsește, o am la îndemână. Așa, am fost oprit pe stradă și spus așa, cu oarecare amărăciune, de către oameni care se părea că până acum m-au crezut, dar acum încep să-și pun unele semne de întrebare. Mi-a zis cineva, domne, am pe cineva care a lucrat sau are rudă așa, în primărie și știe foarte clar de acolo că toate instituțiile astea publice de pe Buzău sunt finanțate. Domnule, cum adică vii și spui dumneata că în cei 31 de ani cât ai fost director la Casa de Cultură a Sindicatelor, instituția pe care ai condus-o n-a primit un leu finanțare de la Consiliul Județean sau de la Primărie sau de la Ministerul Culturii sau de la undeva din bani publici. Și este imposibil așa ceva, pentru că cineva care știe bine din acte după la primărie că s-au alocat sume importante la Casa de Cultură. Așa, câte 5-6 miliarde de lei vechi pe an, depinde de anul în care se făcea finanțarea respectivă. I-am spus cât s-a putut spune pe stradă, așa, și mai spun o dată. Instituția publică de cultură non-profit în regim de autofinanțare, conform statutului ei și al Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, așa, care le coordonează. Deci Casa de Cultură a Sindicatelor din Buzău nu a primit nici un leu finanțare din bani publici, nici de la Primăria Buzău,
nici de la Consiliul Județean Buzău, nici de la Ministerul Culturii, de nicăieri. A trăit în condiții grele pe autofinanțare și mă forțează situația să spun că niște ani, un număr de ani, nici directorul Casei de Cultură, subsemnatul, nu a încasat niciun leu de acolo, s-a autosuspendat de pe statul de plată ca să poată să țină casa, să poată să-și țină oamenii, să poată să își plătească utilitățile din ce în ce mai scumpe, să poată să funcționeze în condiții normale, a renunțat și eu am lucrat acolo o perioadă de timp gratuit. Ba mai mult, s-au întâmplat anumite evenimente. A venit, pentru că eram sub, și mai sunt încă o enigmă neexplicată care le dă unora bătaie de cap, dar ce naiba vrea ăsta de întărâtă spiritul public cu demersurile jurnalistice pe care le face la anumite emisiuni de televiziune. Dom'le, am primit control de la pompieri. Se vedea clar că cineva a ordonat să vină așa intempestiv. Și dacă a găsit niște scaune pe un culoar undeva, într-o zonă în care nu prea se mai se trecea rar pe acolo, zice, alea pot împiedica defluirea publicului, ieșirea de urgență în caz de necesitate, în caz de incendiu sau de altă catastrofă. Scaunele alea pot să încurce și așa. Pentru chestii mărunte, așa căutate cu acu, proces verbal și o amendă. Nu mare, dar amendă. Cui s-o dea? Directorului Casei de Cultură. Tot în perioada respectivă, controlul în perioada de noapte, se vadă dacă există pază de noapte pe acolo și așa mai departe. A fost o perioadă în care exista obligația de a avea asigurat serviciul de pază pe timp de noapte. Pe cei pe care îi plătește statul și care au posturi gârlă, nu-i doare niciun nimic, dimpotrivă, că în schimbul de noapte se dă spor de noapte, sunt niște compensări. Deci n-ar fi fost o problemă pentru cei care sunt finanțați, pentru cei care trăiesc pe autofinanțare și să aibă câțiva oameni lângă el în timpul zilei când are anumite necesități și să-l mai ții pe unul noapte acolo, nu s-a mai putut. Și atunci proces verbal și amendă pentru că nu a respectat nu știu ce lege în legătură cu asigurarea serviciului de pază pe timpul nopții. Deci am fost nevoit, înghesuit, să demonstrez, domnule, n-aveți cum să mă amendați pe mine, pentru că, uite, doamna contabilă, ia scoateți dumneavoastră, domnul, ia scoateți actele și vedeți că eu nu încasez bani. Eu lucrez aici, mi-asum toate răspunderele ca director de instituție, dar în perioada asta nu realizez venituri și n-aveți cum să mă amendați. S-au făcut demersuri, s-au trimis adrese la forul superior, ierarhic, la conducerea Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, ANCCSR, și să spună, domnule, vedeți ce faceți cu omul ăla, că nici nu poate fi amendat, nu? Ce regulă e asta? Ia puneți ordine acolo. Și am fost nevoit până la urmă să-mi trec acolo și au o indemnizație de 400 și ceva de lei pe lună ca să pot fi amendat măcar. Deci am trăit în condiții de autofinanțare, în condiții grele pe care nu aveam de gând să vin să le spun niciodată, într-o instituție care și-a făcut treaba, a rezistat, a prestat în condiții grele activități culturale după Revoluție, în condiții cu totul și cu totul speciale, fără să aibă finanțare din bani publici. Domnul care mi-a spus că cineva cu rude și cu așa care știe bine, bine din primărie că se dădeau bani anual finanțare de la primăria municipiului Buzău, știe bine ce știe, se dădea la Casa de Cultură a municipiului, care se numea Ion Caraion la un moment dat și care mai târziu a devenit Centru Cultural Alexandru Marghiloman. Da, aceea, casa aceea de cultură a fost finanțată cu 5-6 miliarde, cum zice el, alteori mai târziu mai mult, așa, avea un număr mult mai mare de angajați, deși nu avea utilitățile și spațiile de întreținere și de folosință ale Casei de Cultură ale Sindicatelor,
Da, oamenii știu, dar știu sferturi de adevăr. Nu știu ce trebuie și mai mă pun și sub semnul întrebării. Am să mă opresc aici pentru că n-are rost să facem din asta subiecte, dar obligația cetățeanului mai este să mai și știe ce vorbește, să străduiască să-și înțeleagă, să străduiască să informeze, să știe și el, să nu meargă cu capul în traistă prin orașul ăsta. Sunt oameni care dacă mă vedeau sus pe casă împreună cu salariații câți aveam, făcând cu mâinile noastre reparații la hidroizolație, în condiții periculoase, cu butelie, cu cartoane bituminizate și cu astea, ori fi crezut cine te vedea acolo sus, băi, ăsta aici, nu puteai să-l împuști cu pușca umplută cu pietre de diamant cât ouă de mari, cum a zis Eminescu la un moment dat. Că ăla nici nu încasează niciun leu de acolo și că îl trage inima să țină o instituție în picioare din orgoliu, din conștiință, din răspunderea pe care o are față de un patrimoniu important din oraș. Deci, că dacă deschide cineva pe acolo o enciclopedie, găsește că acea instituție este clădire de patrimoniu arhitectural național, făcută de arhitect Frumuzache, un celebru care a luat premiul Uniunea Arhitecților pe anul acela pentru proiectul de la Buzău. Deci, când vedem așa sau când auzim așa, să încercăm să mai și raționăm, pentru că, din asemenea, chestiuni minore, ajungem să nu înțelegem nici ce ni se întâmplă la nivel național. Ajungem să nu înțelegem de ce n-am voie să construiesc autostradă, că deranjez gândacul croitor și pârșul de alun, și nu știu ce gânganie, că distrug mediul și n-am voie să fac autostradă, așa, că există legi ferme a europene de protecția mediului, care mă opresc, că nu pot să dau drumul la cele 11 hidrocentrale gata făcute, finanțate, cu bani grei, ajunse la unele la 90, peste 90% realizate, gata de dat în folosință. Nu pot fi date pentru că distrug mediul, pe acolo, cu lacuri de acumulare, cu omoră, gărgărița, nu știu care, gândac cu croitor și pârșul de alun. Deci așa de mare este grija Uniunii Europene și altora pentru păstrarea, pentru ocrotirea mediului în România, încât nu zice nimeni câr de când se defrișează an de an și cad codrii României, pădurile, sub securea, sub drujba străină și nu deranjează. Acolo nu se degradează mediul absolut deloc. Ba mai mult, acum am avut că nu se degradează mediul nici în Delta Dunării, pe unde vor unii să treacă cu nave, cu tehnică militară și cu cereale și cu altceva, să facă din minunăția care este Delta Dunării un smârc urât mirositor de care nu se va mai apropia nimeni. Deci, de unde vin toate nenorocirile și ni se bagă pe gât și acceptăm și ne distrugem și ne autodistrugem? Și de la faptul că nu mai vrem să raționăm, să încercăm să înțelegem. Și dacă înțelegem, cei care mai pot, care sunt mai în forță fizică și care au o bună stare de sănătate, să mai și reacționeze. Să arăți ca popor că te doare, că ți se taie pădurea, că ți se distruge delta, că ți se distruge aia, că ți se închide termocentrala Paroșeni sau mina Paroșeni, sau că ți se vinde mintia care îți producea curent pentru că e poluantă, că producea pe cărbune. Dar tăiatul pădurilor și distrugerea de nu poluează. Alea nu distrug mediul. Deci, dacă un popor ajunge să nu-l mai doară nimic, să arate că i s-a extras nervul național, ca la măsea, dar nu-l mai doare nimica, și dacă nu-l mai doare, nici nu reacționează, nu-și pune niciun fel părerea, nu dă niciun semn. Așa, el atunci merge pe autodistrugere. Până la urmă, nu poate să reziste în virtutea inerției și numai la mila bunului Dumnezeu, la infinit. Deci, am rămas într-o discuție anterioară la recensământ. Și ăsta a stârnit controverse. Și ce, domnule, cum adică să aloce câte și de miliarde, ziceți dumneavoastră, acolo, pentru 200 de inși, că s-au declarat nu știu ce. Păi noi la Vadu Pașin, spunea cineva, cred că doamnă
ceva inginer, oricum intelectual, om cu capacitate de a înțelege și de a-și pune întrebări și de a se mira. Cum, domnule, pe noi în Comuna Vadu Pașii la 257 aia care le-a dat 12 miliarde, dacă am fi egal, cum ziceți dumneavoastră, că ar trebui să fim egali în drepturi, egali, fără privilegii și discriminări, ca cetățeni români egali în țara asta, și pe bune și pe rele, să fim egali între noi, fără privilegii și discriminări, cum scrie și Constituția, zice, în cazul ăsta, la noi ar trebui să avem vreo 10 parlamentari, 8 parlamentari, numai dacă ia unul la 257 de inși și le dă și miliardele alea, ar trebui să aveți, nu și voi parlamentari de Vadu Pașii, și senatori și deputați, pe de o parte, cum au minoritățile alea, ca să fim și noi egal cu ei, și să avem și o finanțare egală cu ei pentru tot felul de activități ale noastre, tot așa să ne dea, dacă lor le dă 12 miliarde pe an, cum le-a dat în anul ăla pe care îl prezentați dumneavoastră, zice, la televizor, i-am precizat, zic, era anul 2013 ăla, dar de atunci au crescut, azi, că leu se mai devalorizează și sumele cresc. Și cu doar, în cazul ăsta trebuia să ne dau și nouă niște saci de aia de miliarde, domnule, dacă toți suntem cetățeni egali în țara asta. De ce sunt aia mai breji, că s-au numit nu știu ce și că cred unic să aia 200 ceva de inși? Căutat pe net și nu au fost publicate încă rezultatele recensământului de anul trecut, din 2022. În schimb, apar rezultatele de la recensămintele anterioare. De curiozitate, așa, spicuim numai câteva cifre. Păi dacă domnii ruteni de care vorbeam nu există în 1992, dar există câțiva armeni, vreo 1900, așa, care în anul 2011 mai erau 1300 și care probabil acum un an, dacă e corect ăsta, este sub 1000. Deci câteva sute de inși dau pe domnul Pambucian Varușan, care e chemat la Cotroceni pentru consultări cu grupul minorităților, să alegem, să constituim majorități, cui să dăm țara, cui să dăm bugetul, pe mâna cui să dăm finanțele, să dăm aia, să dăm aia, cu ajutorul lor. Pentru că de-aia au fost și creați și împinși acolo, fără să aibă o pondere atât de mare în societatea românească, încât să necesite ca să aibă un reprezentant în Parlament. Un deputat. Deci, am căutat în anii din urmă și am găsit rezultatele din 1992, din 2002, din 2011 de data asta. Așa. În 2022, așa vag s-a spus pe acolo că am mai fi vreo 15,3 milioane în țară și cu alții pe afară. Deci, rutenii aceștia apar, nu apar deloc în anii trecuți. Se zbăgați pe la și alții, pentru că un număr de câteva sute de inși, la un moment dat erau 187, acum văd că în 2013 ajunse la 257 de inși, 257 de persoane, pentru care se alocă 12 miliarde și ceva pe an, ca să-și păstreze datina, portul, limba, care nu există, că nu vorbește nimeni rutean în România. Deci, până și falsurile astea îi lasă pe unii perplexi și îi lasă așa, mie mi-a părut bine că stârnește, că îi contrariază. Cum adică, domnule? Cum adică, domnule, să dai cu ghiotura banii așa și să nu-i controleze nimeni? Pentru că eu am și explicat că la încercările de a cere punctul de vedere al Curții de Conturi a României, mi s-a spus că nu intră în atribuțiunile Curții de Conturi verificarea sumelor cheltuite de către comunitățile minorităților etnice. Păi, am fost curios să văd
cum arăta recensământul în județul Buzău, ca să ne intereseze și pe noi aici. Și am constatat cu surprindere că în 1992 județul Buzău la recensământ evidenția faptul că avea 517.000 de locuitori, mai precis 516.961 de locuitori, și că în 2002 a scăzut de la 517 la 496.000, în 2011 la 451.000 și probabil în 2022 nu cred că mai depășim 420.000, ceea ce înseamnă că în 30 de ani, din 92 până în 2022, în exact 30 de ani, județul Buzău a scăzut ca număr de populație cu peste 100.000 de locuitori. Unde s-au dus acești 100.000 de locuitori? Pentru că au fost bombardați și acriți și umiliți și deposedați de resurse și făcut atmosferă în jurul lor ca să nu mai aibă un mare optimism și o mare încredere în viață. Unii dintre ei au pierit mai devreme decât le-ar fi fost sorocul, s-au cam dus pe la cimitir. Alții s-au dus în străinătate după o pâine, iar altora le-a fost frică în contextul ăsta nesigur și tulbure să mai facă copii. Deci de la o natalitate scăzută, de la o mortalitate crescută, accelerat, cu imposibilitatea de a-și mai cumpăra medicamente, de a avea o hrană corespunzătoare, de a avea căldură iarna, de a avea niște condiții de viață, unii au trăit mai puțin decât. Alții nu se nasc. Natalitate scăzută, mortalitate crescută și un exod făcut premeditat, li s-a și arătat de un fost șef al statului. Nu avem cu ce să vă plătim, noi nu putem să vă dăm salariul așa, duceți-vă în toată lumea. Le-a zis asta și doctorilor, le-a zis asta nu numai instalatorilor și mecanicilor auto și altor categorii de oameni care s-au dus să muncească în străinătate. Eu nu vorbesc de categoriile acelea care ne-au dat pe aici bătaie de cap, le dau și eu lor acolo. Noi vorbim de oamenii serioși și sănătoși care trebuiau să aibă un rost și un climat și condiții bune de trai și de muncă în țara lor, pe care le-a dat-o Dumnezeu, plină de minunății și de bogății. Iată deci că la un recensământ care arată din 10 în 10 ani că a scăzut numărul de cetățeni din județ cu peste 100.000 de locuitori, anumite cifre sunt în creștere. Scade populația, dar crește numărul de angajați în primării. Mai mulți funcționari. De ce? Cum se justifică faptul că ai informatizat, ai calculatoare, ai așa cu un număr mai mare de oameni decât înainte? Așa nu se știe deocamdată. Deci mai mult personal în administrație, numărul de reprezentanți în Parlament, de la începutul democrației din 90 și până acum, Buzău 10 mandate, 3 de senatori și 7 de deputați. Indiferent, și când am avut 520.000 de locuitori, și când am avut 496.000, și când am avut 450, și când avem acum 400 ceva de mii, cu 100.000 mai puțin, numărul este același. Pe de altă parte, Buzău are 87 de unități administrativ-teritoriale. 87 de comune, orașe, municipii, municipiul reședință de județ. Deci 87 de primari. Un prefect, un președinte de Consiliu Județean. Deci ne apropiem de 100 de demnitari. Au statutul de demnitari aleși. Există o lege care prevede că se pot constitui cabinete ale demnitarului.
Și spune acolo, organizarea cabinetului demnitarului, sediu, personal angajat, așa, în condițiile legii, și finanțare. Mai de ună zi au rămas oamenii surprinși să constate că la birourile celor 10 parlamentari, parlamentarilor în general, s-a mărit suma forfetară alocată pentru funcționarea biroului parlamentar respectiv de la 280 de milioane lei vechi pe lună la 350 de milioane de lei vechi. Începând cu luna asta, cu luna următoare, 350 de milioane. Nu știu, e mult, e puțin, pe mine mă interesează și pe cetățenii care încă se întreabă dacă eu sunt zdravăn la cap când spun niște lucruri pe aici și își pun semnul întrebării și chiar mă contrazic în anumite privințe în legătură cu afirmațiile pe care le fac. Eu nu spun că e mult, nu spun că e puțin, pe mine mă interesează și pe cetățenii care încep să-și pună probleme, îi interesează care este eficiența cheltuirii acestor bani. Dacă au sedii adevărate, dacă au personal angajat care să știe despre ce e vorba, dacă se cheltuiesc sumele respective în condițiile legii și cu efect benefic, pentru că alea sunt deschise, birourile acestea, ale demnitarului, pentru cetățeni, pentru populație. Depunere de petiții, memorii, cerere de forme de sprijin, că sunt mulți în situații dificile și cineva trebuie să-i ajute să ilumineze în hățișul instituțional românesc pe unde să-și caute drepturile și cum și eventual să-i sprijine cu îndrumări. Probleme în justiție care pot fi tot așa oamenii ajutați, că atunci când se epuizează toate căile de atac în țară, când îți vine că a pierdut pe linie și el susține și probează cu acte că are dreptate, mai ales în chestiuni patrimoniale, pot fi îndrumați către CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar există și atâtea și atâtea petiții și memorii care oamenii le-ar fi mai la îndemână decât să bată Bucureștii sau cine știe pe unde, pe la ce uși, să ducă la deputatul lor, că de-aia l-a ales, la senatorul lor, cu necazul, cu problema, să primească o îndrumare mai calificată, pe o cale mai, deci, legală și mai ușor de parcurs, pentru a-și lămuri situația. Dacă și primarii au și ei biroul lor, și președintele Constituției, și prefectul, și primarul municipiului, și cei 10 parlamentari, deci sunt 99-100 de cabinete ale demnitarului, care cineva ar putea să zică, domnule, e bine, uite, cu ce am beneficiat, într-adevăr, ne sunt foarte utile, sunt bine făcute, legea este bine făcută și ele sunt organizate conform lege și funcționează conform lege în folosul public cu eficiență bună. Deci merită finanțarea din bani publici pentru că noi le-am simțit utilitatea. Deci dacă e așa, este foarte, foarte bine. Cabinetul demnitarului, ce poate să-i facă niște angajați care n-au treabă cu angajații primăriei? Nu. La cabinetul demnitarului sunt angajații primarului, plătiți de stat, dar nu se confundă cu salariații primăriei. La Consiliul Județean nu se confundă cu salariații, cu angajații Consiliului Județean. La ceilalți primari, la fel. La deputați și senatori, idem. Deci, cabinetele acestea au nevoie de oameni pricepuți să fie angajați în diferite domenii. Primarul are nevoie de un bun specialist în urbanism, să zicem, și amenajarea teritoriului. Altcineva simte nevoia un deputat de expert în litigii de muncă, că vin mulți cu probleme de genul ăsta, care să dea consultanță pe această temă. Consiliere juridică pentru oamenii în nevoie, care nu știu cum să se descurce și să urmeze căile legale.
are nevoie de un om priceput să-i scrie un proiect de lege. Poate el, de la meseria pe care a avut-o inițial, se prinde mai greu. Sau până când deprinde el toate astea, poate găsește pe cineva care poate să-l ajute să scrie un proiect de lege sau o interpelare pe adresa membrilor guvernului sau o întrebare pe adresa unor șefi de autorități și agenții, deci, care să-i fie util în zona asta. Pe cineva foarte bine priceput să verifice un memoriu, dacă e adevărat sau nu, în teritoriu, o petiție, să nu mai meargă omul pe 7 canale până la toți sfinții, să găsească o lămurire de aici, de la biroul deputatului sau senatorului respectiv. Deci sunt atâtea lucruri, dar oamenii de acolo pot face mult și bine din salariul cât li se dă din suma aia forfetară, pot face și dacă știi ce să le ceri și dacă îi pui la treabă și dacă ți-i selectezi pentru necesitățile cu o viziune anume ca să îți duci mandatul la îndeplinire în condiții cât mai bune pentru cetățenii care te-au ales, ți se dă suma aia de 350 de milioane de acum pe lună, să-ți plătești lumina, căldura, apa, gunoiul, canalul, telefonul, internetul, să-ți plătești rechizite de birou, că nu poți să trăiești fără hârtie, fără pixuri, fără... Asta e viața. Fără tuș la imprimantă, fără atâtea lucruri, fără dischetă, fără stick de memorie, fără anumite materiale. Și fără materie de întreținere, pentru că și biroul trebuie făcut în curățenie, și la toalete, și la... ca să poți să funcționezi omenește. Deci s-ar putea, dacă cineva are nevoie și de specialiști buni pe diferite domenii și să aibă un sediu bun și bine întreținut și tot ce trebuie la îndemână, s-ar putea ca suma să nu fie așa de mare cum pare la un moment dat. S-ar putea să fie bună câtă e sau mică. Deci depinde ce vrei să faci din suma respectivă, depinde ce vrei să faci din acel birou, din acel cabinet deschis oamenilor. Dacă vrei să faci un loc în care nu se întâmplă nimic dolce far niente, dacă vrei să faci un loc în care oamenii să găsească ceea ce e prevăzut prin lege să facă un asemenea cabinet. Întrebarea mea către unii băieți din presa locală, pe care îi stimez pentru munca lor, dar pe care i-am rugat să nu se limiteze numai să transmită din Viscol, când e Viscol, s-a declanșat urgia albă. Transmitem din mijlocul prăpădului și afară-s doi fulgi, dacă sunt. România se topește, România îngheață. Nu numai pentru crime, jafuri, omoruri, accidente de toate felurile de te îngrozești. Ei, ca oameni de presă, trebuie să servească interesul public. Scrie în Constituție dreptul cetățean, în afară de celelalte drepturi, la muncă, la viață, la îngrijirea sănătății, la educație. Așa, ai și dreptul la informare, la cultură, dar și la informare corectă, obiectivă. Și le-am zis așa, că mai ne permitem, că ne cunoaștem cu unii mai tinerei, dom'le, răspundeți cerințelor publicului și cu întrebări de genul ăsta, în legătură cu felul cum se cheltuie sumele forfetare, în legătură cu gradul de audiență, cam câte solicitări, cam pe ce teme, cam pe ce domenii, că de acolo ați vedea și care sunt durerile mari din populație care vin către un asemenea birou, sub formă de sezizări, reclamații, petiții, memorii, alte solicitări. Deci, nu mai avem, spun unii, industrie, nu mai avem sistem bancar, e străin, nu mai avem păduri, se taie, nu mai avem petrol, gaze, le-am cedat altora, nu o să mai avem nici Delta Dunării, nu o să mai avem nimic așa și nu o să avem o țară care să asigure un viitor bun, demn pentru locuitorii ei, câți mai sunt, și care să mai îndrăgească să mai rămână aici, să nu migreze în toată lumea. Și pentru copii, și pentru viitorul copiilor. Deci cei care mai gândesc ar trebui să au nevoie și de informare corectă, au nevoie și de presă bună, au nevoie și de ca să poată să-și lămurească și să poată să știe ce se întâmplă în jurul lui, cu viața lui, cu țara lui, să nu se ducă la cimitir mâine poi mâine fără să fi știut prin ce lume a trecut,
pe unde, cum a ajuns el acolo și de ce, ce a lăsat el în urmă. O țară în devălmășie, o familie ruinată, niște copii fără viitor. Deci toate au rostul lor. Și pentru că toate au rostul lor, consider că au rostul lor și cele pe care îndrăznesc eu să vin să vi le spun. Încă o lună și ceva vă avertizez. Nu două, în niciun caz. Nu cred că ajung aici mai departe de 30 aprilie, ca să luăm un limit, așa, sfârșitul lunii viitoare. Așa, dacă toate au rostul lor, cred că au rostul lor și lucrurile pe care vin să vi le spun și nu vin. Nici pentru că urmăresc cum se întreabă unii, dar ce mai vrea și ăsta? Nici pentru că mă calcă datoria, că unii chiar m-au tras de mânică și mi-au spus, nu ne mai deschide și nouă nimeni capul, nu ne mai spune și nouă nimica, nu, toți sunt, peste tot constatăm după un foarte scurt timp că ce ni s-a băgat pe gât a fost împotriva noastră și nu pentru bunăstarea noastră. Deci o să mă opresc aici și o să continui și după o scurtă pauză să ne mai spunem unii altora ce mai avem pe suflet. Revenim, mă uitam acum în pauză pe cifrele recensămintelor care ne dau multă bătaie de cap celor care chiar vrem să înțelegem ce se întâmplă. Acolo unde reprezentanții unor minorități erau prea puțini, i-au trecut la și alții, altă etnie. De altă etnie, în 1992 erau 8.618. Toate etniile, în afară de maghiari, germani, ucrainieni, romi, turci, ruși lipoveni, tătari, sârbi, slovaci, bulgari, sloveni, greci, evrei, cehi, polonezi, armeni. Așa, restul altă etnie. Altă etnie, 8.618. În 2002, după 10 ani, 23.000 alții. În 2011, sunt 1.236.810. Păi de la 8.000 de altă etnie, în 92, la 1.236.810 în 2011. E o diferență catastrofală. Ce se ascunde aici? Aici cineva poate să-mi spună așa la ureche, domnul, nu mai întărăta cu chestii de astea, că acolo sunt români de ai noștri din Republica Moldova care au dublă cetățenie ca să ducă și ei la muncă în Uniunea Europeană și i-am trecut la și alții acolo. Dar nu e adevărat. Pentru că aceia au dublă cetățenie, cetățenia Republicii Moldova, cetățenia României, chiar dacă îi găsești câte 400 de inși la aceeași adresă, ca să-și facă buletinul cetățenii în România, trebuie să, fictiv, undeva să aibă un domiciliu și la un singur număr de stradă, Transilvaniei, numărul cu tare, să dau un exemplu, sunt 400 ceva de inși. Deci, aici e o problemă sensibilă, să zicem că sub cifra asta se ascund și alte lucruri. Dar până aici, de la 8.000 la 23.000 și la câți ori fi, că nu sunt 1.236.000 de cetățeni ai Moldovei, aici m-am gândit eu că s-ar putea să fie. Aici se ascund falsurile care s-au făcut între timp. Altă etnie. Deci, de altă etnie, totuși, în 2011, în afară de cei 1.236.000, de altă etnie sunt separat 26.544. Ăștia sunt minorități din România. Deci, de la 8.000 în 92, la 23.000 în 2002 și la 26.000 în așa, pe aici se ascund minorități care, dacă sunt la și altele, cu câțiva inși la un popor de atâtea milioane, câțiva inși, de 200 de care s-au declarat echipurile ruteni sau de 100 și nu știu câți care. Așa, aici se ascunde Marea Mărșăvie că avem deputat al unei minorități inexistente, de fapt, în Parlament, care votează legi
pentru România, nu pentru România, împotriva României, pentru devalizarea și devastarea României. Toate legile în baza cărora a fost ruinată această țară și deposedată de zăcăminte, de bogății și de resurse, au fost votate în primul rând cu mâinile care făceau diferența unor minorități care au votat la ordin, la comandă. Și care au fost folosite și sunt încă folosite. Atât de multe a durut ce am făcut eu aici când v-am arătat documente, cifre, date, sume și vă arăt și acum cifre de recensământ, atât de mult a durut încât când am încercat cu colegii mei de la Tehnic de aici cu care fac această emisiune să extragem niște materiale foarte importante de acolo de unde le scoteam și până acum, postate pe site-ul Camerei Deputaților și Senatului, nu se mai pot scoate. Le-au anulat, le-au scos, le-au pitit. Deci, deși există o lege clară a liberului acces la informații de interes public, iată că nu toate informațiile mai sunt de interes public. Am vrut să scoatem de acolo, de exemplu, astăzi, vroiam să vin în fața dumneavoastră și dacă nu reușesc până data viitoare să încerc să mă duc să poate le rezolv de undeva, chiar de acolo, de la Parlament, aceste lucruri care acum sunt dosite și nu mai avem acces la ele. Că tehnologia asta e parșivă. Poate să-ți interzică, să-ți blocheze accesul dintr-un singur click, așa, făcut cu mouse-ul. Vroiam să aduc și să scot de acolo interpelare pe adresa unui viceprim-ministru făcută cu ceva ani în urmă. Acel viceprim-ministru venea mai în fiecare seară la televizor și spunea că proiectul lui de suflet este regionalizarea. El vrea să se ocupe, să fie o nouă împărțire administrativ-teritorială și foarte mulți oameni găsesc bună o astfel de operațiune pentru că li se servește chifteaua otrăvită, conform căreia vor fi mai puțini angajați în administrație, că dacă vor fi mai puține consilii județene, vor fi mai puțini salariați într-o regiune mai mare. Realitatea ne va arăta că vor fi tot atâția sau mai mulți. Pentru că s-a mai trecut prin astfel de etape și când au fost regiuni și au fost raioane și au fost, când am avut o altă împărțire administrativ-teritorială. Asta cu județele nici măcar nu este o noutate, să zică unică, că spun unici că asta este împărțirea administrativ-teritorială ceaușistă, a lui Ceaușescu. Nu, domnule. Județul, ca noțiune, a apărut de mult în istorie, de pe vremea când domnitorul primea jalba, veneau cu jalba în proțap oamenii cu necazuri și cu nevoi la domnie să le facă dreptate și pentru că s-au înmulțit solicitările și oamenii cu plângeri așa cu nevoi care se adresau către domnie, atunci domnitorul a stabilit ca să fie într-un loc un scaun de judecată unde să se facă judecată, iar în limbajul vechi cronicăresc îi se spunea să se facă județ. Asta însemna judecată, județ. Sadoveanu scrie județ al sărmanilor. Pentru că pentru sărmani erau făcut în special scaunul de judecată. Domnii se descurcau ei, boierii, n-aveau treabă. Deci, și atunci, cu cât au crescut numărul necazurilor, nevoilor, plângerilor, așa, oamenii cu atât au apărut mai multe scaune de judecată, mai multe județe, așa, loc unde se împarte dreptatea. Și noțiunea de județ este așa de înrădăcinată și de adâncă și cine l-a învățat și i-a spus așa zisului dictator la vremea aia, domne, noi avem tradiție, hai să facem județe. Lasă că regiunea e treabă rusească, raion e treabă rusească, haide să trecem la anii noastre vechi, de unde avem atâta trecut și atâta vreme în care s-au sedimentat în conștiința publică sistemul ăsta de judecată la vremea respectivă și de administrare până la urmă. Și s-a ajuns la noțiunea de județe. Împărțite așa cum sunt ele astăzi, au fost discuții și atunci care de grănițuiri, că unii vroiau să aparțină de un județ și au fost dați de altul, așa, dar până la urmă s-a cristalizat și se funcționează deocamdată așa. Unde stă problema cu regionalizarea, care apare când și când scoate cineva tema
mai scoate acum, mai nou, scos-o pe gura lui Emil Boc. Și domnul primar, care este Toma, care este vicepreședinte al Asociației Primarilor de Mari Municipii. Boc e președinte și domnul Toma este vicepreședinte. O cam preia și el repede din zbor de la Boc. Eu fi spus că plouă cu nu știu ce avantaje și așa mai departe, dacă facem noi o nouă împărțire administrativ-teritorială. Chestiunea următoare, care vreau să o scot după site-ul Parlamentului și să vă arăt aici, cum v-am arătat data trecută, alte documente, cu semnături, cu ștampile, cu antet, cu nu știu ce, ca să discutăm, cu număr de înregistrare, ca să discutăm pe dovezi, că iată și cu dovezile, așa sunt unii care nu ne cred și care spun chiar așa, domne, nu există, sau nu poate fi chiar așa. În legătură cu problema regionalizării, ea apare când și când. Ba mai mult, între timp, dacă n-a ținut când eu și cu colegii mei dintr-un partid numit extremist la vremea aia ne-am opus la această chestiune, nu ne-am opus pentru că am investigat, domnule. Am pus prietenii mei care erau deputați, unul de Cluj, Damian Brudașcu, soțul lui Sava Negrean Brudașcu, un om admirabil, un intelectual rasat, pe Adrian Moisoiu, deputat de Mureș, să vadă în zonele ele exact cum ar fi dacă s-ar unii Covasna, Harghita, care au câte 80% maghiari, și cu Mureș, care are aproape 50% maghiari, și cu Brașov, care mai are și el la 20-30%. Și oricum ai dau, oricum le-ai face, n-ai cum să le împărțești fără să reconstitui, din o regretabilă eroare, dacă s-ar face așa ceva, să reconstitui fosta regiune autonomă maghiară. Oricum le-ai împărți, oricum le-ai da, când unești mai multe județe ca să obții o regiune, obții acolo o enclavă numită regiunea, poate să-i dea orice nume acum, dar care va funcționa poate mai autonomă decât a fost regiunea autonomă maghiară în timpul Gheorghe Iudej. Deci, noi am avut niște motive, după ce am făcut studiu în teren și așa, prin care să ne opunem la regionalizarea în felul cum era ea concepută atunci, unde se făcea această enclavă, că ați văzut că țipă unii cu ținutul secuiesc, așa s-au declarat, știți cât s-au declarat secui la recensământ? 187. Păi dacă le-am spus așa de la tribuna Parlamentului, dacă cu 187 de inși vreți să faceți o țară, pipăuriți la mine câte țări fac, îți dai seama, își dau și războaie între ele, este prăpăd. Deci... venea vicepremierul la vremea aia, proiectul meu de suflet este regionalizarea. Am pus mâna și am scris o interpelare, frumos, de nicio pagină, în care i-am demonstrat că are alte priorități și alte urgențe pentru țară decât să reconstituie regiunea autonomă maghiară, enclava aia, în mijlocul țării. Și a pus oamenii, probabil, să vadă ce vrea ăsta care l-a interpelat, și au ajuns cu toții la concluzia că nu trebuie să mai lege la cap dacă nu-i doare. Și din secunda în care a primit, ne-a dat un răspuns acolo, în doi pere, l-avem, dar fapt este că de la interpelarea aceea, pe acel vicepremier nu l-am mai auzit nici în ziua de azi să vorbească despre regionalizare. L-am lecuit, i-a luat ca și cu mâna, când se spune, și l-am vindecat foarte repede. Așa, între alte etape intermediare, dacă a văzut că n-a mers chestiunea asta, i-a pus pe niște primari din vestul țării. Robu era la Timiș, la Timișoara, primar, Falcă la Arad și Boc la Cluj, și-au constituit ei o trilaterală a Ardealului care să nu mai ia banii europeni de la București, să mai fie ei la mâna ăstora, nu știu ce, că ei sunt mai breji, să ia direct de la Bruxelles pentru ei, în zona lor. Cineva ar fi zis, domnule, păi dacă iau banii și fac ei acolo, lasă facă, domnule, pentru că pe aici merge mai greu, nu știu ce. Asta este parșivă chestiunea și suspectă. De ce? Cine îi învață pe ei să facă chestiunile astea nu ne vrea binele. Îi deranjează unitatea națională și țara în granițele ei, așa cum este ea acum, că e ciuntită așa acum. Cineva poate să observe unde se fac investițiile în România. O țară puternică economic ca Germania, locomotiva Uniunii Europene,
are investiții importante, este primul investitor în România, locul întâi la investiții în România, dar toate numai în Ardeal. Nu depășesc de la Cluj, Bistrița, acolo. Bun, cum se justifică asta? Să fii tu neamț și să nu zici, bă, lasă să fac una și la Constanța, și la Târgoviște, și la Buzău. Nu, numai în Ardeal. Deci, cum necum, cineva are alte planuri cu noi și noi ar trebui să avem și noi un plan cu noi de a încerca, în condiții grele, vitrege, într-o lume bulversată, frământată, așa, cu războaie, cu cutremure, cu pandemii, cu virus, să încercăm să găsim și noi modalitatea de a rezista, de a ne perpetua în istorie, de a ne menține țara. Păi, dacă am reușit să-l lămurim pe onorabilul vicepremier de la vremea aia, că proiectul lui de suflet ar trebui să fie altul, și omul a înțeles și din secunda aia n-a mai vorbit niciodată la niciun televizor despre proiectul lui de suflet, înfăptuirea regionalizării, și a dat seama că nu se poate face ocolind această problemă pe care o avem în centrul țării. Sunt unii care o utilizează acum. A vorbit acum câteva luni de zile Boc că lui îi trebuie regionalizare și asta cred că e o condiție. Băi, bifează-o pe asta, ai bătut oba la Halep, că ești mare patriot, când am jucat cu Ungaria, la Budapest, ai bătut toba, de ai făcut bășiș la mâini, de mare patriot ce ești, n-ai mai cheltuit niciun leu pe campanie electorală, pentru că dacă te-a văzut lumea bătând toba pentru țară, e suficient, e destul. Dar acum, dacă i-au băgat unii în cap, dom'le, fii atent, ai fost prim-ministru, nu știu ce, ești foarte obedient, ascultător, nu ne ieși din cuvânt, hai să punem ca să fie ceața de astăzi, să-i săpăcim pe român de cap și să ne punem iar un trădător în fruntea țării la viitoarele alegeri din 2024 la prezidențiale, și unul din eligibili e Boc, a zis cineva. Că e bun să-l pune președinte. Și atunci i-a pus condiții. Dacă vrei așa și să fii și ocrutit de noi și iubit și propus eventual mai sus și mai departe, uite, bag-o pasta. Reia tema regionalizării, că am mai încercat-o și erau niște extremiști pe aici foarte răi, care ne-au blocat, ne-au făcut să ne oprim. Și pe lângă el l-am auzit și pe domnul Toma, care alminteri cu Basarabia, suntem mari patrioți, organizăm manifestări în comună, foarte bine, foarte frumos, dar trebuie să mai și gândim când dăm curs unor chestiuni, să vedem ce fel. Să mai ne uităm și pe hartă, să mai întrebăm și pe unii care s-au mai lovit cu capul de astea, să vedem cum s-ar putea face o regionalizare fără enclavizare, fără să aduni cele câteva județe cu pondere mare de etnici maghiari, să nu le dăm apă la moară, să aibă parlamentul lor așa cum visează, drapelul lor, imnul lor, și așa își cântă imnul peste tot. Nu se mai poate juca un hockey în România fără, nu se mai poate face nimic fără să ne întoarcă ei, să întoarcă ei cu spatele să-și arate, să-și dea chiloții în jos când să cântă imnul României și să întoarcă cu fața și să cânte către simplămânii un imn al unui ținut așa zis secuiesc, o țară cu 187 de inși declarați secui la recensământ. Deci, iar secuii nu sunt maghiari. Cine știe istorie, cine știe carte, una e una, alta e alta. Nu sunt nici măcar rude așa foarte apropiate de sânge cum suntem noi cu aromânii, cu rasa lui Macedonilor, lui Gică Hagi și al de Andrei Șaguna și al de Emanuel Gojdu și atâția aromâni de treabă care s-au dovedit a fi buni români. Ce ne-a lăsat nou Emanuel Gojdu și cum am aruncat noi o avere de peste un miliard de euro dat gratis de Mihai Radvan Ungureanu și de câțiva inși în frunte și cu Tăricianu și cu ația, dat Ungariei, renunțat la un patrimoniu, curțile Gojdu, o avere imensă pe care Emanuel Gojdu, avocat român, a lăsat cu limbă de moarte să fie folosit banii și toate bunurile pentru a încuraja tinerii români la studii. Și au fost unii care
în timpurile vechi au beneficiat de fundație, de finanțare de la Fundația Gojdu, Aurel Vlaicu, să ducă să școlească la Paris și alții tineri la vremea aceea au beneficiat până când au ajuns în zilele noastre ca să cedăm navămă, pentru că suntem noi foarte darnici și foarte iubitori de glorie și de avantaje pentru noi și pentru familiile noastre și să distrugem România între timp. Deci au făcut ce au făcut, dacă au văzut că venim cu documente scoase după site-ul Parlamentului, să ne blocheze, să nu mai putem să le scoatem. O să încercăm să vedem așa. Mai făcusem o în afară de interpelarea pe adresa vicepremierului respectiv, care era obsedat de proiectul lui de suflet, regionalizarea, și interpelarea noastră voiam să vă arăt, să vă citesc, că e scurtă, așa, și răspunsul care s-a dat la ea, așa, ca document, așa, și de unde s-a vindecat omul de n-am mai vorbit despre chestiunea asta. Acum aș fi vrut să scot, și am încercat și ne-am luptat aici ori și n-am reușit cu băieții, să scot tot de pe site-ul Parlamentului, că eu am acolo o zestre de sute, mii de declarații, interpelări, întrebări, proiecte de legi. Așa. Deci aș vrea să scot și o interpelare pe care am adresat-o împreună cu senatorul Constantin Popa, bineînțeles. Am adresat-o ministrului Justiției Tudorel Toader, care făcea dovada unui intelectual strălucit și un jurist bun și mă gândeam că poate reușim. A făcut un profesor român, profesor universitar, doctor Ioan Sabău Pop, care e și avocat, a făcut un material amplu, o cercetare, cum au fost retrocedate străzi, imobile, șesuri, câmpii, sate întregi, păduri, obiective, biserici, comunității maghiare, obiective și terenuri care au fost răscumpărate odată de statul român, după Marea Unire de la 1918, ne-a costat multe tone de aur ca să le dăm, să nu mai aibă pretenții asupra ceea ce aveau ei pe aici ca proprietăți. A venit acum și cu o justiție oarbă și legată la ochi și mărlănească, de-a dreptul, antiromânească, justiția, injustiția statului de strâmb, că ăsta nu-i stat de drept, așa, dacă ceva care a fost plătit odată îl mai retrocedezi încă o dată acum și ai retrocedat atât de mult încât e retrocedat Ardealul aproape în întregul lui. Deci, profesorul universitar doctor Ioan Sabău Pop are un material amplu cu toate obiectivele care au fost ilegal retrocedate unor cetățeni maghiari. Unii veniți după în Africa și au descoperit câți maghiari și că au proprietăți în România. Și am adresat interpelare ministrul Justiției rugându-l, cu priceperea pe care vedeam că o are, că o avea și o are, ca om cu pregătire juridică bună, așa, și era și ministrul Justiției, dacă nu se poate iniția o acțiune în revizuire, că există această chestiune, pentru a pune în discuție din nou să vedem și să îndreptăm această crimă împotriva poporului român, să readucem acele obiective în proprietatea cui trebuie și a cui sunt de fapt și de drept. A dat un răspuns în doi peri care m-a dezamăgit total. Și Tudorel Toader, ca și mulți alți profesioniști, când e vorba de interesul lor, de liniștea lor, și-a mai tăiat, nu să înhamă la lucruri grele, să răstoarne ei munții, să dea ei peste cap. Așa. A dat un răspuns pe care vreau să vă-l arat. Vreau să vă arat cum suna interpelarea, să vă fac o descriere cam de cât de amplă este cercetarea lui Ioan Sabău Pop și ce valoare de patrimoniu este acolo, așa, înstrăinat samavolnic și ilegal, așa, vreau să vă arăt și răspunsul pe care l-a dat ministrul Justiției de atunci, Tudorel Toader. Și pentru că e foarte important, vorbesc eu, că vorbesc, am ce vorbi cu dumneavoastră, dar documentele cu semnături, cu număr de înregistrare, cu antet, cu răspuns de la miniștri, de la guvern, de la... Așa, alea sunt mult mai edificatoare pentru oameni. Că oamenii s-au săturat numai de pleavă vânturată, de gulgute, de interesele meschine ale unuia sau altuia care vin să bage pe gâtul populației
tot felul de lucruri, mai ales când se apropie niște alegeri, cum se întâmplă la anul, și să vedeți ce fel de ofensivă va cunoaște propaganda, care unii spun românească, eu spun antiromânească, pentru că n-a slujit și nu slujește deloc interesul național românesc. Nu se vede. De 30 ceva de ani mergem din rău în mai rău. Mă opresc aici, prezint scuze, ca de obicei, dacă am lezat pe cineva, nu asta e intenția mea. Intenția mea este de a aduce adevărul atâta cât cunoaștem în fața oamenilor. Și să zicem că dacă suntem bine și sănătoși, ne vom întâlni și vinerea viitoare la o nouă emisiune. La revedere!